Bună ziua, dragi prieteni ai lui Evenescu. Eu am venit într-adevăr și cu mâna plină, cu o picătură din acest albastru, al florii albastre evenesciene. Interesant că și cartea aceasta închinată lui Eminescu este o ultimă apariție a edițiilor Eminescu la editura Academiei Române în colecția 101 de poezii. Iată acest albastru care nevechează din înaltul cerului eminescian. Vreau să vă aduc aminte că domnul academician Mihai Cimpoi a dăruit Basarabiei trei instanțe culturale, trei instituții. În primul rând este opera domniei sale, închinată lui Eminescu și care se încununează cu voluminosul, monumentalul dicționar Eminescu. A doua instanță, a doua instituție dăruită este acest centru academic internațional care poartă numele lui Eminescu. Pentru a-și păstra trăinicia acest lăcaș, era nevoie și de paznicul in aeternum, care este acum bustul lui Eminescu. Probabil nimeni nu se va mai putea atinge de acest centru atâta timp cât nu va fi dărâmată această statuie de aici. Și cea de-a treia instituție dăruită de Mihai Cimpoi Basarabiei este Congresul Internațional al Eminescologilor, ajuns deja la câteva ediții, la a șaptea ediție. Să vă mai spun că Eminescu ne oferă surprize peste surprize de îndată ce ne aplicăm asupra tainelor operei sale. Eu am descoperit în ultima vreme și un alt fapt al geniului eminescian. Editura Basilica, oblăduită de Biserica Ortodoxă Română, a oferit în acest an centenar o carte intitulată Miron Cristea, Patriarhul Marii Uniri. Ei bine, citind această carte, m-am convins de ceea ce încă nu știam, că Eminescu, Biserica Ortodoxă Română, datorează lui Eminescu foarte mult. Ilie Cristea, cum se numea ardeleanul viitor patriarh, este un eminescian de o mare profunzime. După cartea ineptă a lui Alexandru Grama, canonicul de la Blaj din 1892, peste 3 ani vine adevărata carte despre Eminescu, și anume monografia, teză de doctorat a lui Ilie Cristea, susținută în limba maghiară la Budapesta. În mod simbolic, maghiarii au primit atunci un mesaj eminescian prin tânărul de 27 de ani, Ilie Cristea. Citind manuscrisele lui Eminescu, în manuscrisul 2263, fila 45, o să aveți surpriza să descoperiți cum a gândit Eminescu istoricul Bisericii Ortodoxe Române. El prefigurează autocefalia Bisericii Ortodoxe Române și vorbește de patriarhii care vor veni și care vor aduce o mare schimbare în istoria spiritualității noastre.